Salut, prieteni! Astăzi este miercuri, deci urmărim vlogul de miercuri. Astăzi am ales pentru voi un subiect foarte interesant, YouTube-ul din România față de YouTube-ul din afară. Majoritatea care se apucă de YouTube se gândesc în primul rând la bani, ceea ce este o idee și o gândire foarte proastă. YouTube-ul trebuie să vină ca o pasiune, să-ți placă ceea ce faci, în primul rând să nu bagi haterii în seamă, pentru că dacă îi bagi în seamă o să te lași, majoritatea așa fac, chiar dacă ai videouri de calitate, oferi content degeaba. Degeaba te apuci de YouTube dacă nu ai echipamentul specific pentru ceea ce vrei, fie că e gaming sau vlog, cum fac eu. Să ai un content foarte bun, să postezi regulat. Foarte mulți abonați o să se dezaboneze, dar ce tu nu ești constant și nu are rost să se aboneze la tine pentru o lună cât ai postat tu și după te-ai lăsat. Nu, trebuie să postezi, să ai un program tot timpul. Ceea ce și eu am încercat să-l fac de la început, însă am avut pauză de o lună de zile când chiar nu m-am ținut de treaba asta și s-a văzut. Adică au scăzut puțini abonați din ce aveam. Bine, n-am nici foarte mulți acum, dar pe viitor o să fie, deoarece mă țin de treabă și asta am în gând, să postez regulat tot timpul, să mă țin de program, să nu mă abat de la el, deoarece lunea, miercurea și vinerea vreau să am tot timpul un videoclip postat, nu contează de ce, dar tot timpul să-l am, nu ce ofer în el. Dar de regulă, lunea și miercuri o să am vlog și daily vlog, ce fac eu în zilele precedente și le postez lunea și vinerea și miercuri o să am vlogul de miercuri cu un subiect pe care voi puteți să mi-l spuneți, dacă nu o să caut eu, dar cel mai frumos este să-l spuneți voi și o să vorbesc cu cea mai mare plăcere. În al doilea rând, YouTube-ul din România nu există colaborare, majoritatea care vor să facă așa ceva, sunt pentru bani, cei mari mă refer, nu cei mici, pentru că nu se gândesc că și ei au plecat de jos, majoritatea. Dar ar fi frumos, eu încerc să fac o comunitate și vlogul din România încât să se ajute, adică eu fac o colaborare cu tine, la rândul tău faci una cu mine. Deoarece așa putem să ne ajutăm, adică eu apar la tine, se văd, o să vadă abonații tăi, poate vin și la mine câțiva, și la tine de la mine la fel. Deci să facem un fel de schimb de abonați. Nu am ajuns nici la stadion în care să ies pe stradă să filmez, fără să am nicio jenă în public, pentru că lumea se uite chiar urât la noi în țară, e ca în afară, adică PewDiePie merge pe stradă, n-are niciun stres, nu se uită lumea la el, nu-i spune nimic, ceea ce în România o să fie foarte greu. Pentru că majoritatea se uită urât la tine, întreabă, dar de ce mă filmezi? Multe locuri, nu te lasă să filmezi, ceea ce este un lucru rău, pentru că nu are de ce să... Nu ți se poate întâmpla nimica. Adică ce, crezi că îți fac reclamă negativă, nu? Din contră, pot să-ți fac una bună, pot să-ți fac una proastă. Dacă îți fac una bună, deci de că la mine se uită foarte multe persoane, deci pot să-ți aduc ție un avantaj. Dar mulți nu gândesc treaba asta. YouTube-ul din afară se câștigă foarte mulți bani și ceea ce e mulți stres din treaba asta. Pentru că poate să-și ia materialele specifice, adică noi în țară nu o să putem niciodată să trăim din YouTube. Nu zic de vloggerii mari, cum e Mikey Hash, care din asta trăiește, Doza de Hash, care a ajuns la 1 milion de abonați, ceea ce e un record pentru România, e singurul YouTuber care a ajuns. El trăiește, din asta trăiește, oferă content și din YouTube-ul din afară este foarte bine plătit față de la noi. Deci în țară niciodată nu o să poți să filmezi, o să poți să postezi tot timpul, orice trebuie să te iei un job separat. Și este greu să te împarți în două, cum a zis, vă abateți imediat de la program. Sper că ți-a plăcut. Nu uita să te abonezi dacă îți place ceea ce fac. Mulța sus ridicată mă face fericit. Nu uita să dai și un share, să vadă și prietenii voștri și să lăsați un subiect pentru vlogul următor. Și până data viitoare, bye bye! Nu uita, dacă vrei să-mi scrii ceva, ai o idee pentru vlog sau vrei să auzi ceva de la mine, ai pagina mea în descriere, de la Facebook, aștept mesajul tău acolo. Vlogul de săptămâna trecută îl aveți aici. Iar dacă vrei să te abonezi, o poți face de aici.